și că asta este datoria lui și îl distinge până la urmă și ca conștiință spiritualicească. Nu-i mincitam de mult. Dacă, bun, mai pune o întrebare domnului Brumal. O să vă întreb pe dumneavoastră prima dată acum. Nu. Dar înainte să vă întreb, țin să-i spun și domnului Brumalu și dumneavoastră că trupa a intrat, pregătește un nou album din care cel puțin o piesă e după un poem de Emil Brumaru, de dimineața până seara, visez la show-ul tău Tamara, și sună, știți că eu cred că l-au trimis piesa asta. Știu că știți poezia. Iar referitor la manele, există unele foarte culturale, îmi aduc aminte două refrenuri care mi-au plăcut mult de manea. Ambele auzite într-o gară. Una dintre ele spunea așa la refren: se poate ști sau nu se poate ști cine l-a omorât pe Kennedy? Să fi fost el însuși Oswald Lee? Se poate ști? Nu. Nu se poate. Și a doua era mai cosmopolită de atât. Spunea: frumos e râul Gange, frumoși e faraonii, dar mai presus de toate e Sfânta Libertate. Maneliștii pot să facă și poezie specială. Și acum revin la întrebarea pe care aș adresa mai întâi domnului Mureșan, pentru că a apucat să se pronunțe când deja că nu e de acord. Tema, să zic așa, politică în poezia română, din motive lesne de înțeles, a fost ocultată vreme de mai multe zeci de ani. După, în comunism, a scrie poezie politică te desemna într-un anume fel ca poet. Sigur, și pentru că a scrie poezie politică însemna, de fapt, să scrii poezie pe linie de partid și a admite, știu eu, eficiența politicii partidului. Dar tema politicii ca atare e o temă absolut constitutivă poezia. Poeții sunt și animale politice, de aia e alungă, nu Platon din cetate, că pot să aibă efecte politice devastatoare pentru sistem. Și l-aș întreba pe Ion Mureșan, de ce crede că tema politicului nu e una recomandabilă poeților sau poezie? Și dacă cunoaște un exemplu de poet politic care să fie poet, cu adevărat, poet mare. Mai serii, așa cum. O poveste foarte lungă și eu nu sunt un pecican, să vă spun toate lucrurile așa, fără să mă bârbui și fără să scandez. Scandal, mi-a spus cineva că vine de la fete scandal. Dar eu i-am spus asta, am înțeles ce a spus domnul Pecin. Dar omul care scandează mult e fie scandalos, fie scandalagiv. Da, bun, deci fără să fie scandalagiv. E scandinav. Bun. Sigur că este istoria literaturii române. Când ți se interzicea să spui ceva, să spui frumosul, să spui adevărul, să fii vulnerabil, să fii sensibil. Asta era deja un gestul politic. Era să nu spui nimic despre frumos, ci să fii un soldat într-un batalion care atacă muntele. Că tot muntele căzut numai ca compresorul, nu cum era. Se dărâmă compresorul și tot muntele căzut numai ca compresorul, nu. Pentru că l-a ținut vaznicul poet cu piciorul său. Eu citeam cu mare. Eu luam ca texte subversive, ca texte de rezistență politică, textele domnului Emil Brumaru, al lui Virgil Mazilescu, care apăreau din când în când. Îi reciteam în internat, eu fiind greu. Și în context subversiv. Care erau texte de documente, era poezia. Poezia e subversivă. Pentru că e liberă și este frumoasă. Vorbește despre frumusețe din nou, despre libertatea lui de a crede în lucrurile astea. Nu cred
justiția socială. Nu cred pentru că cred eu că nimic, poate mie mi s-a indus în mintea mea și informația mea că literatura trebuie să facă față la, trebuie să țină loc la toate, speciile de atitudine socială. Literatura a ținut loc în timpul comunismului și de jurnalistică. Toată lumea aștepta ca în romane să apară și o pârliță, ca în poezii să apară și o pârliță, ca să apară și o pârliță. Poetul nu caută și o pârliță. Poetul nu are de-a face cu trecătorii dictatori și cu trecătoarele femeile netrecătoare sunt veșnice. Dar tot timpul literatură a ținut loc de filozofie, a ținut loc de sociologie, a ținut loc de în comunism. Și mie mi se pare că partea, deci rezistența poeziei române a venit de la acești oameni care nu au scris poezie socială. Nu de la Păunescu. Deci rezistența nu a fost din șopârlițe lui Păunescu, ci rezistența a fost de poeziile lui Romaru, din poeziile lui Virgil Mazilescu, lui Dan... Și 8 de 5 și toți poeții care au refuzat să facă poezie socială, care au scris despre altceva, ori despre ce, dar nu despre, care nu au protestat. Rezistența noastră a fost n-am protestat, să ne facem meseria, să credem în frumos și în poezie. Dar Laurențiu, scuze-mă. A scris o vreme, dar are poeme foarte frumoase, Petre Stăghi are poeme foarte frumoase. Tot au scris, dar când apăreau astfel de poeme splendide și nesociale și neprotestatare, te bucurai. E o răcoare, e o undă de libertate și de credință în poezie.